Conform site-ului Agenției Naționale de Meteorologie, atenționarea este valabilă până pe 28 august la ora 9. Fenomenele vizate sunt intensificarea vântului, instabilitatea atmosferică și răcire accentuată. În intervalul menționat, instabilitatea atmosferică se va accentua și va cuprinde treptat toate regiunile, începând din nord-vestul țării. Vântul va prezenta intensificări care vor avea trecători și aspecte de vijelie cu viteze ce vor atinge la rafală 50-70 de km pe oră, iar izolat vor depăși 80 de km pe oră. Vor fi frecvent descărcări electrice, averse ce vor avea și caracter torențial, iar izolat cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. Astăzi, valorile termice au marcat o scădere accentuată față de zilele precedente, astfel încât temperaturile maxime vor fi ușor mai scăzute decât mediile multianuale ale lunii august, vremea devenind răcoroasă.